Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să dăm și știrile importante din lume. Da, o premieră, ce s-a întâmplat important în pentru lume? Prima dată în istorie, în istoria recentă cunoscută, un concurs de Miss este câștigat de un fost domn, actualmente doamnă sau domnișoară. Nu vrem să știm. Da, da. Corect. Corect. Okay. Da. Deci este, s-a întâmplat în Olanda. Țările de jos, cum se spune acum. Nu știu cum să zic, o cheamă Ricky Valerie Collet. O cheamă, că e concurs de Miss până la urmă. Da, a devenit prima... Păi și ce, dacă eu mă scriu la un concurs de Miss... Ești vlăduța. Te-ai dus. Ești vlăduța. Sunt vlăduța. Da. Și dacă ești și în proces de transformare, da. A devenit prima persoană transgender care câștigă un concurs de acest gen, un concurs de Miss. Pe scenă, când au întrebat-o care e dorința ei, cea mai mare, știți cum se întâmplă, a răspuns... Da. Să fie pace în lume. Nu cred. Ce-ți dorești tu, Valerii? Să fie pace, să nu mai fie război, mai, să fie democrație, să mai fie... Toată lumea să fie fericită. Valerii, da, și i-au spus când a câștigat el, felicitări cu de mare. Nu e... Da, să știți că da. Nu e prima persoană transgender care candidează în, acest, în această competiție, m-au jurat transgender. Da, mă, așteptam măcar la capitolul ăsta să schimbe un pic discursul. Să zic că îmi doresc să ia Feyenoord campionatul, nu știu. Sau adică ceva, nu da. Tot astea cu pace în lume, cu astea. Astele... De când eram eu mic la Miss, se spun aceleași tâmpenii. Asta m-am bazat și eu, să știi, o invenție. Nu știu ce a zis când a fost felicitată și nici nu i-au spus a, felicitări. Eu chiar am crezut, uite, mai păcărit. Sunt convingător. Cred că a spus ceva foarte inteligent și excepțional. Nu ca mine că răm râs de persoana respectivă ca un nenorocit care sunt. Deci, cum ziceam, nu e prima persoană transgender care candidează în această competiție de Miss. Opțiunea a devenit posibilă 2012. Până acum niciun făt frumos nu convinsese juriul. Poate uita să se bărbierească sau ceva. Da, 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 da. Sau să epileze. Noul proprietar al competiției, competiția asta este, știi, sunt, astea sunt deținute de diverse persoane. Sunt niște show-uri până la urmă. Da, sunt show-uri. Sunt formate care sunt cumpărate. Asta era Miss Olanda? O Miss ceva Olanda? Nu, acum a câștigat Miss Olanda și urmează să se ducă la Miss Univers. Ah, am înțeles. Unde sperăm să fac o figură frumoasă. Dar și la Miss stai așa puțin, și la Miss Univers se merge cu făt frumos și merele de aur? Păi da, că, ci că pentru că acum așa. E voie, este, sunt invitate și persoanele transgender să participe la concursurile de Miss. Și nou proprietar al competiției este un mogul tailandez. Aha. Da, sau o mogulă. Că, că nu poți să știi nici acolo. Mogula, că și dânsa e trans. Sau dânsul. Deci, practic, o mogulă fără complexe, care a declarat că nu mai e vorba de un concurs de frumusețe, ci unul care să ateste puterea femeilor. Adică să-și arate brandul, nene, pectoralii, mușchii, bicepsii și așa mai departe. Asta e valabilă doar la Miss sau se duce de acum și în alte chestii, gen sporturi și așa mai departe? Că mă gândesc că o să se ascultă treaba și la tenis feminin, lucruri de genul ăsta. Acum e o dezbatere teribilă, apropo de drepturile persoanelor trans. Da. Care... Mă rog, acum, dincolo de glumele noastre, cred că trebuie să aibă drepturi ca orice alt om de pe planeta asta. Doar că eu, acum, cred că o să enervez unii oameni, dar cred că, în privința sporturilor, ar trebui totuși purtat o dezbatere mai serioasă. Pentru că am văzut competiții în care sunt competiții feminine, la care se înscrie câte un... o doamnă fost domn, și care profită de diferența foarte mare. De gabarit, da. Rupe competiția respectivă, știi? Bine, și mă gândesc și la femei, cum s-au luptat ele săracele sute de ani pentru drepturi egale cu bărbații și rezultatul e că acum vin bărbații peste dânsele în competiții, adică, serios, nu poți să faci lupte greco-romane cu un fost bărbat domn și o femeie, și da. O doamnă care s-a născut doamnă. Sau... E adevărat că la tenis în trecut am avut și exemple în care ceva doamne, doamne pe bune de data asta, s-ar fi putut bate la băieți parte în parte. Nu mă, nu știu, pe bune, da, dincolo de asta, că e o chestie că a crescut mai bine, a mâncat mai multă ciocolată când era mică și așa mai departe, are mai mulți mușchi. De aia gândește-te că devine trans nou la Gioco. Deci se face trans Djokovic, hotărăște, începe să se vaccineze, se face trans și devine așa. Doamna Gioca. Și intră pe teren. Ia tot ce se întâmplă și la... se luptă cu săraca Sorana Cârstea. Păi la 2 metri cât are el, când servește de sus de la 3 metri, da. Peste biata Sorana, nu-ți dai seama că o perforează dacă o lovește cu mingea în frunte
O dăm Sky Baracele în sus. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.